Bine ați venit, dragi oaspeți, în județul Neamț, într-un an special nouă românilor, un an centenar. Prezența dumneavoastră, oamenii ilustri, reuniți prin operele care vă poartă semnăturile și prin contribuția pentru dezvoltarea literaturii mondiale, chiar, ne onorează. Și e un mod de recunoaștere ca în județul Neamț. Există un izvor de literatură națională și ne mândrim cu asta. Nu vreau să vorbesc prea mult, doar că doresc să mulțumesc Consiliului Județean Neamț, că ne sprijină în finanțarea unor astfel de manifestări importante, iar acum îi avem aproape pe cei de la Primăria Municipiului Roman. Vă doresc o ședere plăcută în județul Neamț. Veți avea și câteva surprize din partea noastră a organizatorilor, a Centrului pentru Cultură și Arte Carne Seculare, dar și din partea Primăriei Roman, Consiliului Județean și, bineînțeles, din partea prietenului dumneavoastră, Radu Tudorel. Eu cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați onorat invitația din România. Ne vedem pentru a doua oară și sper că ultima. Succes în dezbateri și eu voi ruga pe domnul primarul Lucian Micu să ne spună câteva cuvinte. Da, vă mulțumesc foarte mult, doamna director. Mă gândeam pentru oaspeții noștri traducerea la ceea ce a spus doamna, ca să fie și... di Roma attraverso tutto il mondo quello che non fa altro
de crear și una grande voie de ringraziarvi per questa cosa. Vi auguro di avere un bel soggiorno qui a Roma, una buona attività e sempre la Roma sarà una città aperta per l'alto di cultura, che la città di Roma durante gli ultimi anni è diventata un grande centro di cultura molto effervescente, tante cose di cultura capitano qui a Roma e questa cosa non fa altro che darci una grande gioia. Ancora una volta vi auguro successo in questa vostra attività. Vi ringrazio. Jean-Pierre Castellani,
nous avons l'Albanie, nous avons l'Espagne, bien sûr la Catalogne, le Venezuela et l'Italie. Alors, je pense que nous pouvons ouvrir notre travaux, mais après avoir donné quelque chose, je pense, non? Quelque chose que nous avons porté du colloque. Alors, merci à les jeunes gens qui sont venus et tous nous sommes professeurs de l'université et alors nous avons toujours, toujours besoin de voir des jeunes gens qui s'occupent de littérature, qui aiment la littérature. Et alors, pour ça, grazie ancora et adesso. Nous voulons hommager la mairie et les autorités de quelque chose que nous avons porté dans l'Italie. L'année passée, nous avons fait notre colloque de l'Association internationale en Sicilie, en Sicilie. Et en Sicilie, dès la Sicilie, nous avons porté les actes et notre cadeau. Sì. Diciamo sì o sì,
les affaires en Sicilie, un colloque de l'année passée. Alors, Corrado, il a apporté les actes, les livres des actes pour nos amis. Sì, e brevemente, caro sindaco, questi lavoro che l'associazione di Deschiderea ha fatto l'anno scorso nel nostro territorio, con il centro per diversi punti, senza dei rappresentanti a livello europeo, ma anche extraeuropeo, consente di portare avanti la missione che ha la CE per lo sviluppo locale del mondo contemporaneo e proiettarlo soprattutto non alle radici, ma che guarda il domani, il futuro su cui venga questa città e proiettata. Vedo per i giovani, sa, anche noi dare sui giovani, e per loro che dobbiamo lavorare, e per loro che dobbiamo sviluppare maggiormente il segmento letterario, quale collante per i processi di sviluppo e la nuova economia del mondo scenario ci riporta. Grazie a tutti. Voi face plăcerea mai de vreme, era concentrat la cum o să mănânc ciocolata asta și o să păstrez ambalajul. Să nu mă vedea neamătorii dolci, quindi ne arriverò nel mio ufficio de mangerò. Però mantenerò la ambalaggio. Internațional de folclor. Acum avem acest colocviu. I-am
vom veni cu evenimente în stagiunea noastră permanentă aici la Roman și poate la Târgul de Crăciun, bineînțeles, vacanțe muzicale și vom ajunge din ce în ce mai des aici la Roman, pentru că, într-adevăr, e un oraș foarte frumos al județului Neamț. Trebuie să știe lumea de el și sunteți niște oameni frumoși, niște locuitori frumoși ai județului, așa că meritați să ne zbatem cei de la centru, să ajungem aici, acasă, la dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru primirea pe care am avut-o în acest an, din partea dumneavoastră.